În urma controlului efectuat asupra mașinilor conduse de cei trei tineri, polițiști au găsit mai multe resturi de țigări confecționate artizanal și mai multe plicuri cu substanțe susceptibile a fi interzise. Toate acestea au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor sub aspectul încălcării normelor prevăzute de legea privind prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri. Cei trei tineri au fost duși la spital pentru recoltarea de probe de sânge, iar polițiștii au întocmit dosare penale și continuă cercetările pentru șofatul pe drumurile publice sub influența substanțelor psihoactive.